11:35 de minute, ascultați Radio România Actualități, mai mult decât aștepți, iar în Clubul Prietenilor de la 10, ediție de iarnă, într-adevăr, nu chiar spre primăvară încă, dar mai avem de așteptat. Avem alături de noi o actriță, o cântăreață, vlogger, voiceover, prin cartea recordurilor, dacă ne uităm în urmă, împreună cu fratele Răzvan, pentru cel mai lung concert, pentru cele mai multe CD-uri lansate, sunt două lucruri separate, dar care fac parte din același univers. A confirmat recordul pe 15 septembrie 2009, dacă zic eu bine. Bun venit, Andra Hogan. Bine v-am găsit, bună dimineața. Ce veselă, ce tonică este Andra. Și sperăm că această bucurie o transmită tuturor celor care se află acum pe frecvențele Radio România Actualități. Mulțumim, Andra, că ai ajuns și la noi la radio, aici în Clubul Prietenilor de la 10. Mulțumesc de invitație. Am ascultat, ce am ascultat, Sana, din nou? Gălăgie cântat este cea mai nouă piesa mea. Și eu, cel puțin, sunt foarte, foarte bucuroasă de ea, pentru că transmite foarte mult și este așa pe stilul adolescenților și copiilor din ziua de azi. De pe al câtele album este? Nu este pusă pe un album. Albumele pe care le-am lansat erau când eram eu puțin mai mică și sunt vreo 36 de albume cu câte 10 piese și 10 negative. Dar cu muzică pentru copii acolo, când eram eu mai micuță. Iar foarte mulți te cunosc și din mediul online, poate ceva mai nou, acolo unde ai și un miniserial, nu? Pentru adolescenți. Cum mai merge? Așa este, păi am început să fac YouTube de un an și jumătate, cred, și am început să fac un serial acolo, pentru că la noi în țară nu prea erau seriale pentru copii și adolescenți și am zis să-l dezvolt pe mediul online și foarte mulți apreciază serialul How to Become Popular. Este un serial pentru copii și adolescenți unde le vorbesc despre, nu știu, întâmplări în liceu sau în școala generală și lor le place foarte mult. Asta înseamnă că te inspiri pentru următorul episod din întrebările pe care le primești, nu? Exact, da, de ce nu? Nu, eu sunt fascinată de Andra, nu de alta, dar aproape zilnic mă uit la desene animate cu fetița mea. Cred că așa cum se întâmplă cu toate fetițele, cred că Prințesa Sofia sau... Și băieții se uită. Și băieții, da, asta da. Trebuie să-mi confirmă Ionuț, sunt el are mari băiețe. Fani. Nu știu, băieții pe care vin la spectacole și așa cu părinții lor, care au 5-6 ani, să zicem, la Plușica și la Sofia se uită toți, adică și băieți și fetițe. Am impresia că acum vorbesc și cu Sofia și cu Plușica, da. Parcă mă văd în fața televizorului. Spune-mi, Andra, cum ai reușit să câștigi acest casting? Mă gândesc acum că poate sunt domnișoare de vârsta ta sau poate sunt mame care au fiice de vârsta ta și care își doresc să ajungă așa cum ai ajuns tu, să aibă succesul tău. Ce ar trebui să facă? Păi eu de mică am început la Palatul Copiilor, când eram foarte, foarte mică. Am început prin a face mai multe activități, pentru că ăsta e secretul din punctul meu de vedere, ca părinții să-i ducă pe copii la cât mai multe, ca ei apoi să renunțe, logic, dacă nu le place ceva. Că dacă aștepți să vezi dacă poate copilul o să vrea să zică, vreau să cânt, n-are cum să zică la 3-4 ani că vrea să cânte, pentru că e prea mic, așa că trebuie să-l duci la multe activități ca să-ți dai seama ce nu-i place și ce-i place. Și pe mine mami și tati m-au dus la muzică, dans și actorie. De acolo mie mi-a plăcut cel mai mult muzica și dansul și apoi doar muzica. Și am continuat pe muzică. Pe parcurs am câștigat niște castinguri la reclame, cum ar fi Dalin. Prima mea reclamă a fost la 5 ani, la Dalin cu Ne spălăm. Nu, aia era cu altceva. Nu știu, e o reclamă pe care foarte mulți copii o știu și are milioane de vizualizări pe YouTube, gen sute de milioane de vizualizări pe YouTube. Și pe parcurs am mai fost la diverse reclame, apoi primul meu rol la desene a fost la Nickelodeon, când aveam vreo 7 ani, 8 ani. Și pe parcurs am luat și castingul, am fost propusă la Disney Channel și acolo am luat mai multe roluri. Și din aceste oportunități sau dintre toate aceste lucruri a fost o ofertă bogată. De ce ai ales ASEUL? Pentru că am zis să continui tradiția familiei, pentru că acolo învăț să fac o afacere și până la urmă eu am o mică afacere, să zic așa, cu dansul, adică le predau copiilor dans modern și street dance și e bine să știu să fiu organizată pe mai multe planuri. Ești la management, facultatea de management? Nu, sunt la marketing. Ești la marketing, am înțeles. Oricum, este o facultate foarte bună, sper să o practici. Mulțumesc. Pentru că economistul este așa, meseria de economist este o meserie foarte frumoasă. Din păcate sau poate din fericire, nu toată lumea care absolvă această facultate și practică meseria de economist. Sper din suflet ca tu să fii un bun specialist în marketing. De ce râzi, Ionuț?
că vorbește cineva care a terminat toată. Da, și care dar totuși, cum a fost experiența TV, nu doar în spatele microfonului, în spatele ecranului, ca voce. Experiența de TV. După experiența de TV, mulți se întreabă unde ai dispărut, ce ai făcut? Ești online, într-adevăr, da. TV. Păi, uite, eu, în general, am fost... Deci, ok, am fost la voci, la reclame, am fost la voci, la desene animate și am fost în diverse emisiuni, dar pur și simplu cu piesele mele sau invitată. Dar am considerat că adolescenții din ziua de astăzi și copiii sunt foarte atașați de online. Așa că m-am dezvoltat pe toate rețelele, adică Instagram, Musical.ly, Snapchat, Twitter, YouTube. Pur și simplu, acum dezvolt și mi concentrez tot ce am învățat până acum, toată experiența în aceste aplicații. Bun, acum foarte mult se întreabă, bun, YouTube, când spui de YouTube, știm că unii mai spuneau că se câștigă bani din chestia asta. Cred că ai primit întrebarea asta și probabil că la finalul anului îți mai trage nimeni. Băi, eu chiar am câștigat ceva din chestia asta. Foarte mulți consideră că din YouTube se câștigă bani, gen pui un video și dacă are multe vizualizări ai mai mulți bani. Dar e nicio treabă, pentru că la noi, din păcate, în România și în general în Europa, să zic așa, nu prea se câștigă bani din YouTube așa. În America, da, pentru că acolo oamenii plătesc pentru a se uita pe YouTube. La noi oamenii nu plătesc pentru a se uita pe YouTube, deci logic nu câștigăm bani din asta. Dar eu, crescând ca și influencer, fiind a doua fată din România și prima ca și views pe YouTube, am aproape 500.000 de abonați, pur și simplu primesc colaborări, logic, pentru că sunt un influencer mare pentru copii. Ultima colaborare a fost cu? Am voie să spun firme? Okay. Nu. Colaborare cu personaje, sau cu cine ți-ai dori? Colaborare de genul. Cu cineva să colaborezi anume într-un anumit proiect sau într-o anumită temă? Am făcut o colaborare cu Andra Măruță, pe care o apreciez super mult de când eram mică. Cum ai colaborat cu Andra? Păi, noi ne-am întâlnit la mare, unde eu stau toată vara pentru că cânt, dansez cu copiii, fac cursuri de dans la Hotel Venicia și acolo stau toată vara și acolo a fost și ea în vacanță cu copilașii ei, pe care îi simpatizez foarte mult. Iar acolo ne-am cunoscut, am vorbit și pe parcurs am întrebat-o și ea chiar mi-a spus dacă vreau să fac un vlog cu ea și i-am spus că da, eu vreau asta de foarte mult timp și că e visul meu să fac un vlog cu ea și am ajuns. Bine, vorbim de vlog, dar unde este mai exact acest vlog? Adică pentru cei care încă nu sunt introduși în aceste taine ale YouTube-ului și online-ului și așa mai departe, vlog înseamnă? Vlog înseamnă un video cu un titlu, cu editare, adică eu mă ocup și de editare, e gen, punem o cameră în fața noastră, putem să punem și un telefon și pur și simplu vorbim, facem un challenge, adică o provocare sau, de exemplu, eu am făcut cu ea Andra versus Andra, pentru că pe amândouă ne cheamă Andra și am cântat piesele ei și ea trebuia să le continue. Logic că știa să le continue, doar că am încercat și cu piesele cele mai vechi, să vedem dacă mai știe versurile, logic. Și a fost foarte amuzant, am câștigat amândouă, a fost egalitate, un fel de jocuri interesante și interactive pentru copii și adolescenți. Dacă tot am vorbit de muzică, revenim la muzică și revenim în studioul România Actualități în câteva momente. Inima mea era zona închisă și nu știu cum ai făcut rost de visă. Ai câștigat doar prima repriză, jocul nu-i ușor. Sună frumos toate vorbele tale, dar nu te cred, vreau fapte reale. Te țin așa chiar dacă te doare, nu fi visător. Deci tu se încălzești de atmosfera, devine locul cel mai hard de pe Terra. Noi soare afară, dar e atât de cald. Ce băiat, ce băiat, looking, looking that hot. Atât de perfect, parcă e desenat. Țin mâinile sus, fiindcă m-a dezarmat. Noi soare afară, dar e atât de cald. Ce băiat, ce băiat, looking, looking that hot. Atât de perfect, parcă e desenat. Țin mâinile sus, fiindcă m-a dezarmat. De atmosfera, vine locul ce
de vedere. Noi stare afară, dar e atât de cald. Ce voia, ce voia, looking, looking that high. Atât de perfect, parcă e desenat. Țin mâinile sus, fiindcă m-a dezarmat. Noi stare afară, dar e atât de cald. Ce voia, ce voia, looking, looking that high. Atât de perfect, parcă e desenat. Țin mâinile sus, fiindcă m-a dezarmat. Visătoare când te văd din nou. Inima îmi bate tare cu eco. Ce e între noi nu s-a văzut vreodată. Ce băiat, ce băiat și ce faptă. Nu soare afară, dar e atât de cald. Ce băiat, ce băiat, looking, looking that high. Atât de perfect, parcă e desenat. Țin mâinile sus, fiindcă m-a dezarmat. Nu-i soare afară, dar e atât de cald. Ce băiat, ce băiat, looking, looking that high. Atât de perfect, parcă e desenat. Țin mâinile sus, fiindcă m-a dezarmat. Andra Gogan pe frecvențele Radio România Actualități și în studioul Clubului Prietenilor de la 10 ediție de iarnă. Cum a fost pentru tine să crești odată cu tine o generație, dacă nu chiar generații? De când eram mică îmi doream să spun copiilor și adolescenților ceea ce simt și să fie pozitiv. Eu sunt o fire foarte pozitivă, adică și în familia mea suntem toți pozitivi, să zic așa. De când eram mică, mami, când eram la un spectacol sau la dans sportiv, că am făcut și dans sportiv, mereu era cu zâmbet pe buze și mi-inspira această energie pozitivă. Acum eu îi inspir ei energia pozitivă, pentru că în lumea asta a YouTube-ului și a online-ului există și persoane, să zicem, puțin mai răutăcioase, care ar putea să arunce cuvinte urâte și chestii, așa că mami câteodată e puțin negativistă, dar eu o fac să fie pozitivă. Și asta încerc să transmit copiilor, să transmit fericire și bucurie și să fac activități extrașcolare, pentru că viața e super frumoasă dacă o, să zicem că își umple, își pun o grămadă de activități, din punctul meu de vedere. Activități extrașcolare pentru tine preferate acum la 2018, care ar fi? Să editez, să cânt la chitară, să fac dans cu copilașii și să dublez. Asta îmi place să fac. Îți place să faci tot? Nu-ți place să te lași pe mâinile nimănui? Nu. Nu ai încredere în nimeni? În fratele meu, care e foarte tare pe IT și pe toate chestiile astea. Deci de la el ai învățat sau el te-a învățat? Eu l-am învățat la început și apoi el a prins mai multe chestii și el mă învață acum. Andra, vorbeai ceva mai devreme despre această energie pozitivă pe care tu o transmiți mamei tale în special. Se simte și aici energia ta pozitivă. Spune-mi dacă ai vreo rețetă. Tu când ești supărată, da, ce faci? Când ai momente de tristețe, sper din suflet să fie cât mai puține astfel de momente, dar din păcate viața nu ține cont de succesul pe care îl are un om și din când în când mai dă așa semne. Așa este. Păi atunci când sunt tristă, încerc să mă concentrez pe chestiile frumoase din viață, că sunt sigură că toată lumea are și lucruri frumoase care li se întâmplă și lucruri urâte. Așa că ne concentrăm pe chestiile frumoase din viață sau atunci când pățim o chestie, gen, să zicem că ni s-a anulat o întâlnire sau ni s-a anulat o petrecere frumoasă, ne gândim, ok, poate s-a întâmplat chestia aia cu un scop, pentru că în timpul ăla o să fie ceva și mai frumos. Și ne concentrăm pe poate chestiile din viitor. Eu câteodată când sunt tristă și am mai multe de făcut și nu prea am energie pentru ele, mă gândesc, lasă că în weekend o să mă duc acolo și o să fie foarte tare și până atunci dau totul din mine și atunci o să fie super. Ceva de genul. Gen, ne concentrăm pe lucrurile frumoase din viață atunci când suntem triști. 0748887766. Acesta este un număr de telefon cu care noi ținem legătura cu ascultătorii. Dacă au întrebări pentru invitatea de astăzi, vă reamintim, este vorba despre Andra Gogan. În dreptul numelui ei, e o înșiruire. Actriță, cântăreață, vlogger, voiceover. Dintre toate acestea, care este cuvântul care te definește cel mai bine? Dacă vin la tine și te întreb cine ești tu, Andra Gogan, tu ce-mi răspunzi? Bună întrebare. Influencer, în primul rând. Influencer, nu știu cum să mă descriu doar într-un singur cuvânt, pentru că îmi plac foarte multe lucruri și toate în același mod, adică în egalitate, să zic așa. Am înțeles. Și ca să fim mai pe înțelesul celor care ne ascultă, mai exact, când spui Andra Gogan, influencer, ce înseamnă? Influencer înseamnă acea persoană care poate să vorbească cu, nu știu, să-și spună punctul de vedere asupra unui lucru, unei generații, iar ei
chiar să asculte acel lucru și să aplice în direcția aia. Spune-mi sincer, te recunoaște lumea pe stradă când... Da. Când te văd sau când te aud? Pentru că și când aud, și părinții când aud, pentru că părinții se uită și ei la... Și ce-ți spun? Uite-o, mami, pe Andra Gogan. Și copiii au o reacție foarte frumoasă, gen chiar atunci când sunt tristă și din acest gen doar dacă ies afară prin mall sau așa și văd un copil care face ochii mari așa și zâmbește și face mami, mami. Pur și simplu mă bucură foarte tare pentru că mă gândesc că am muncit până aici, să ajung până aici, foarte mult, gen de la 3 ani muncesc ca să ajung aici. Și îmi dau seama că nu a fost în zadar. Te-ai gândit vreodată să le povestești sau le povestești de fiecare dată sau când ai ocazia celor care te urmăresc pe rețelele de socializare câtă muncă este în spatele fiecărui moment în parte? Nu am reușit până acum, pentru că fac YouTube de vreun an și ceva și până acum momentan am făcut pe YouTube, pur și simplu îmi vin idei și fac vloguri, dar până acum nu am reușit să le spun ce este de fapt în spatele a ce am ajuns. Și ce este? Chiar vreau să încep să vorbesc asta pe YouTube. Păi ce este în spate? E foarte multă muncă, gen, am primit foarte multe oportunități, dar și foarte multe uși închise, să zic așa, și din acele uși închise noi am fost și mai puternici ca și familie. Eu cu familia mea suntem ca o echipă așa, gen, lucrăm împreună, eu, fratele meu, cu tati și cu mami, pentru că dacă nu era unul dintre acești patru membri, să zicem, nu ar fi mers, nu știu, unde sunt eu acum și fratele meu, nu ar fi ajuns așa frumos. Andra, vorbește atât de frumos despre familia ta și suntem convinși că atmosfera de la voi de acasă este una foarte frumoasă. Aș vrea acum să te întreb care este cel mai valoros sfat pe care tu l-ai primit de la părinții tăi și pe care ai vrea să îl oferi acum tuturor copiilor, părinților care te ascultă. Atunci când îmi doresc ceva cu adevărat, se poate realiza dacă muncesc pentru acel lucru, dacă fac ceva în direcția asta și dacă îmi doresc din tot sufletul, gen dacă îți pun pasiune. Parcă a fost un sfat venit de la doctorița Plușica sau din partea Sofiei, pentru că și ea are cam aceleași principii de viață. Și ce nu-ți place cel mai mult să faci, dar care ești obligată? Un lucru pe care ești obligată să-l faci? Nu știu. Păi, ce nu-mi place să fac? Nu știu dacă e ceva ce nu-mi place să fac. Da. Nu suport acele momente când stau degeaba. Nu suport. Gen, nu-mi place pentru că simt că sunt răcită sau simt că stau în casă prea mult sau, nu știu, nu-mi place. Când nu fac ceva, trebuie să ies din casă sau trebuie să mă apuc să fac ceva pentru că apoi simt, nu știu, plictiseală și timp pierdut, simt că trebuie să folosesc cumva timpul ăla. Bine, am tot vorbit, am tot povestit, dar despre dans nu prea am vorbit. Câți copii au trecut pe la tine? Foarte mulți copii, pentru că am început, de fapt, printr-un grup de muzică. N-am început cu dans, am început cu 10 copii la muzică. Pe parcurs am zis, hai să facem și o trupă de dans. Copiii de la muzică au ajuns la 30, iar la dans aveam doar 5. Și pe parcurs ne-am dat seama, am mers în paralel cu grupul de muzică și cu dans și ne-am dat seama că pe dans îmi place, gen, mie îmi place foarte mult muzica, dar îmi place să mă dezvolt mai singurică. Ia să te verificăm cât de bine știi să dansezi. Asta pentru că transmitem live. Da, transmitem live. Dacă vreți să o vedeți pe Andra Gogan, invitata de astăzi, intrați pe site-ul nostru www.romaniaactualități.ro și pe pagina noastră de Facebook România Actualități și pe Prietenii de la 10, că mai avem și ascultători care sunt fideli acestei pagini. Foarte frumos. Păi, ce spuneam? De dans. Da, că sunt foarte mulți copii acum și ne-am dezvoltat foarte mult pe partea de dans, pentru că dansul e foarte frumos. Muzica mi se pare nu mai grea, doar că muzică mai puțin copii fac dans. Toată lumea știe să danseze, toată lumea poate să danseze. Și toată lumea vrea să danseze. Toată lumea vrea să danseze și așa că acum avem și prin alte orașe, avem și în Târgoviște, Ploiești, Pitești, Brașov, Buzău, adică ne-am extins prin mai multe orașe cu dansul. Eu fac coreografiile, le predau la profesoare care predau mai departe și eu am trupe de dans. Deci tu faci coreografiile, tu editezi acasă, tu mai ai timp pentru altceva sau nu? Da. Dorești să mai faci și altceva? Ai restanță la școală? Am și
două restanțe, da. Se mai întâmplă, nu putem să fim perfecți peste tot. N-ai restanță, n-ai prestanță. Andra, vrei să citesc câteva mesaje pe care le-am primit? Uite, Pavel, Ana, doamna Ana Pavel, un adolescent adorabil, mult succes în tot ceea ce face, Andra. Mulțumesc. Doamna Mariana Murărescu, bravo, felicitări și mult, mult succes. Și Adriana Rugină ne-a scris pe Facebook, un copil bun și muncitor, mult succes în viitor. Mulțumesc. A făcut un fel de rimă. I-a ieșit, doamnei Adriana, această rimă. Înseamnă mult pentru mine, chiar. Mulțumesc foarte mult. Și de curând ai trecut de pragul de 18 ani. Da. Și prin miniserialul online încerci să-i ajuți. Probabil cum și tu ai fi dorit să primești niște sfaturi sau niște indicații de la cineva când erai în liceu să te ghideze mai bine. Da. Cum s-a schimbat pentru tine viața după 18 ani? Cum s-a schimbat? Da. Nu știu, eu nu simt că s-a schimbat într-un fel, pur și simplu sunt puțin mai matură în gândire și acum nu mai zic ce-mi vine prima oară, ci pur și simplu o gândesc puțin mai mult. Am de vreun an jumate de când am YouTube și sunt pe rețelele astea de socializare, gândesc puțin diferit, în sensul că oricum eu eram copilăroasă și oricum încă sunt copilăroasă, fiecare e copil, dacă putem să avem, toți avem suflet de copil dacă vrem, dar pur și simplu sunt puțin mai matură, în sensul că gândesc mai bine tot ceea ce vreau să fac. Și 2018, an nou, ce-ți dorești de la anul ăsta? Cel mai mult îmi doresc să mai fac seriale pe YouTube și să merg în străinătate, să mă plimb și să filmez pe acolo. Andra Gogan în Clubul Prietenilor de la 10, mulțumim că ai acceptat invitația. Și eu mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. Și să-ți păstrezi bucuria și zâmbetul este cel mai important lucru pe care l-ar putea să aibă un om. Mulțumesc foarte mult. Noi ne auzim și ora viitoare pe frecvențele Radio România Actualități. În câteva minute revin știrile de la ora 12.